Sâmbătă, în jurul orelor 23:30, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin intermediul Sistemului Național Unic de Apeluri de Urgență 112 de către un bărbat de 46 de ani cu privire la faptul că a fost agresat de un coleg și dorește să îi se acorde îngrijiri medicale. Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, ocazie la care a fost identificat apelantul domiciliat în comuna Todirești, șofer de utilaj. Acesta a declarat că în timp ce se afla în imobilul de la secția de drumuri naționale Rădăuți, i-a reproșat unui coleg faptul că ascultă muzica la nivel ridicat. Ca urmare a acestui fapt, respectivul coleg l-a lovit pe apelant cu pumnul în zona pieptului. La fața locului a fost identificat și făptuitorul, în persoana unui bărbat de 47 de ani, domiciliat în comuna Mitocu, Dragomirnei, care recunoaște faptul că a avut un conflict verbal cu apelantul, însă nu l-a agresat fizic pe coleg. Reclamantul a fost preluat de un echipaj de ambulanță în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, lucrare ce va fi soluționată procedural de către lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți.